Dragele mele gospodine, bună ziua și bine v-am găsit sănătoase din nou! Dragele mele, aseară v-am zis rețeta cu zarzavat pentru iarnă, zarzavat fiert pentru iarnă. Acum am văzut că mi-ați scris mesaje cu rețeta de murături și pentru că azi am pus murăturile, vreau să vă arăt și vouă cum fac această rețetă, cum pregătesc eu în casă la mine și ies foarte bune, dragele mele, foarte gustoase și țin foarte mult timp. Poți să le ții și pentru la anul, că ies foarte bine. Deci, după cum vedeți, aici, în murături, am pus murături, vedeți, țelină, țelină și rădăcină și frunze de țelină, morcov, ardei, vedeți, am pus și ardei iuți, vedeți, ca să-i dea o tentă plăcută, să fie mai plăcute, mai gustoase, un pic mai picante. Așa, morcov, am pus morcov, vedeți și morcov. Usturoi, dragele mele, deci nu uitați să puneți usturoi pentru că usturoiul îi dă un gust special. Ce am mai pus eu în aceste murături? Gutui, mere, puneți fetele lui mama și mere, că sunt excepționale, deci merele și gutuile îi dau un parfum extraordinar. Și ați văzut la final, am pus și niște porumb, niște boabe de porumb, pentru că acestea le fac să devină acide. Deci le dă aciditate, cum s-ar spune, și când muști din gogonea, din murătură, are un acid, o plăcere când guși, așa, e ca și sifonul, ca apa minerală, ca și apa minerală. Sunt foarte, foarte gustoase și delicioase, dragile mele. Vedeți, am făcut aceasta, iar aici am fiert apă cu sare. Deci așa procedez eu, dragele mele. Deci pun întâi murăturile și aici am clocotit apa cu sare și imediat o răstorn peste ele și nu mai e nevoie ca să mai vânturi, nu mai e nevoie de absolut nimic. Deci el iese foarte bine cu această apă cu sare. Vedeți? După cum vedeți, am făcut toate aceste oale cu apă cu sare. Și un pic de zahăr. Deci la o oală de 5 găleți de apă am pus și 1 kg de zahăr. Și această apă clocotită o răstorn peste aceste murături și ele sunt foarte, foarte gustoase, dragele mele. Nu mai trebuie zvânturate. Pardon. Este și mirosul de oțet aici pentru că am pus și pentru conopidă și un pic mă deranjează un picuț mirosul de oțet. Deci nu mai trebuie svânturate. Pun apa clocotită peste ele și mâine, a doua zi, ele le pun capacele la oale și mâine le duc în beci, la răcoare și nu mai am treabă cu ele. Și rămân așa, vedeți, este foarte important să alegeți murături de calitate, vedeți, frumoase, sănătoase și totul este ok. Acum vă lasă mama, vă pup și vă doresc o zi frumoasă. Sănătate și să auzim de bine, dragele mele!